Slăvit să fie Domnul! Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să citesc câteva versete din Cartea 1 Corinteni, capitolul 12, și vom începe citirea cu versetul 7. 1 Corinteni 12 cu 7. Și fiecăruia îi se dea arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tâlmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am ales pentru astăzi un cuvânt din Sfânta Scriptură, un cuvânt de învățătură. Am riscat puțin, pentru că nu e o predică foarte atrăgătoare. Din experiența care o am la mulțimea aceasta, dacă aș fi vorbit de David și Goliat, era o predică foarte frumoasă. Dar până la urmă, pe mine nu mă interesează reputația mea ca slujitor, că am îmbătrânit deja, ci mă interesează mai mult folosul vostru. Și am primit de la Dumnezeu un îndemn să vorbesc despre un dar al Duhului Sfânt, și anume am ales astăzi să vorbesc, e o predică greoaie. Și mă rog Domnul să mă ajute să am o expunere pe înțelesul dumneavoastră și vă rog pe dumneavoastră să fiți atenți ca să putem învăța ceva. Am ales pentru ziua de astăzi să vorbesc despre darul deosebirii duhurilor. Și am două motive. Unu, cred că în vremea asta e de neapărată trebuință în adunările noastre ca Domnul să lase darul deosebirii duhurilor. Și în al doilea rând, am auzit foarte puține predici, doar atingere așa tangențiale despre darul acesta. Eu am primit de la Domnul îndemnul acesta să vorbesc, oscilam astăzi, să vorbesc între darul deosebirii duhurilor sau darul prorocie. Când definitiv, eu sunt la a treia generație de penticostali. Îndată fac 60 de ani, sunt născut în pocăință, mama mea care era născut în 1930, născut în pocăință, cu un bunic condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, cu un bunic proroc, îmi place lucrarea Duhului Sfânt. Eu promovez lucrarea Duhului Sfânt, o lucrare autentică. Și de aceea recomandarea lui Pavel vine sub forma unui imperativ, fiți plin de Duh. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Când vorbim despre darul deosebirii duhurilor, vreau numai să vă spun că acesta este un dar de manifestare supranaturală al Duhului Sfânt. Nu este un dar la purtător, așa cum ar fi darul milostenii, da? Sunt daruri ale Duhului Sfânt, în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, sunt de-o trei liste cu daruri și cu slujbe. Din Roman 12, 1 Corinteni 12 și Efeseni 4, de la 11 în jos. Sunt daruri de lucrare care sunt la purtător. Cine face milostenie, îi în darurile Duhului, din Roman 12, să o facă cu bucurie. Dar pentru asta, darul ăsta e la mine, îl am eu. Nu trebuie dacă vine cineva la mine și îmi spune, frate Dragoș, o ars o casă la Prelipca, poftim, și trebuie să strângem niște bani. Eu să-i spun, stai frate, mă plec pe genunchi, fac o rugăciune, mă umplu de Duhul Sfânt și apoi scot un milion și îl dau. Nu, ăsta dar e la purtător, dar sunt daruri de manifestare supranaturală. Se manifestă numai când vrea Duhul Sfânt. Cum e prorocia, vorbirea în limbi, tâlmăcirea și altele, ei, darul deosebirii duhurilor este un dar de manifestare supranaturală. Și este mai mult decât discernerea noastră între bine și rău.
Noi, datorită cunoștințelor acumulate, prin cercetare și experiență, putem deosebi lucrurile bune de lucrurile rele. Scrie în Evrei, capitolul 5, versetul 14, dar hrana tare este pentru oamenii mari, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Deci, întrebuințând mintea, cunoștințele acumulate, repet, experiența dobândită, eu pot discerne între bine și rău. Darul deosebirii duhurilor e ceva superior. El depășește limita cunoștințelor noastre, a logicii noastre, și este un dar de manifestare al Duhului Sfânt, pentru că darul acesta identifică specific și face deosebirea între Duhul Divin, Duhul Demonic și Duhul Uman. Darul acesta, repet, darul deosebirii Duhurilor, îmi face cunoscut identitatea unui Duh care însuflețește o lucrare, o slujire chiar în adunare. Pentru că este Duhul Sfânt, Duh de la Dumnezeu, este Duhul omului, 1 Tesaloniceni 5:23. Da? Avem Duhul, sau Corinteni 2:11. Dar este și un duh demonic care poate influența o lucrare chiar în adunare. Darul deosebirii duhurilor îmi spune mie exact, ăsta predică de la Duhul Sfânt sau predică din Duhul lui, din firea lui. După Revoluție, au apărut acele evanghelizări. Multe. Mi-aduc aminte că dintr-o adunare, și nu spun de unde, că sunteți mulți de acolo aici, la Sfântul Ilie a venit un cor foarte bun, o cânta foarte frumos, și doi predicatori. Unul a predicat bine, foarte bine, al doilea a încheiat slujba într-un mod care mie mi-a plăcut, și pentru prima dată am văzut acele chemări la pocăință. Și după ce au predicat, au făcut o chemare vreo 15-20 de minute. Domnul Iisus vă iubește, Domnul Iisus e aici, ridic o mână pentru Domnul, mă uit în partea surorilor și ție, Doamne, îți vorbește Domnul. Și ție, ridică mâna, Domnul se uită, eu mă uit la mâna ta, în partea bărbaților. Și iar mai spunea de, da, frumos, frumos le spunea. Eu n-aș putea niciodată să ajung la nivelul omului ăstuia. Vă rog, din balcon, o trecut în balcon, în partea dreaptă, în balcon, în partea stângă, vă rog, uite acum, Domnul se uită, dă șansă să biruiască Hristos. Domnule, eu așa m-am avut. Extraordinar. Și s-au gătat slujba, am plecat acasă. O aveam pe mama cu mine, în vârstă. O femeie care a trăit pocăința. Și îi spun entuziasmat, mamica, s-au plecut? Ea spune, măi băiete, nimic de la Duhul Sfânt. Omul ăla a făcut din firea lui tăt. Mamă, nu te temi de Dumnezeu, cum poți să fii așa de împietrită? Băi băiete, nu a fost nimic de la Duhul Sfânt. Tăt a fost de la el asta. Ne-a certat până acasă. Eu am rămas cu părerea mea, ea cu ei. Mama avea un mare dar de la Dumnezeu. Când la o altă evanghelizare, acela slujitor au făcut aceeași chemare la Indigo, am început să am îndoieli, măi, dar dacă e de la el, dar dacă e un spectacol așa care îl agrează și firea în adunare. Mai târziu m-am convins că nu era de la Duhul Sfânt, că era o metodă omenească, chiar firească, și fratele acela, să mă ierte, Domnul, acum e un pic mai departe de noi și de pocăință. Deci, iată că darul deosebirii duhurilor face deosebirea între o lucrare, o predică, o cântare, o rugăciune însuflețită de Duhul Sfânt, care îl are pe Duhul Sfânt, sau o lucrare care îi din Duhul omului, din natura omului, din pregătirea lui, sau chiar mai rău, poate fi o intenție diavolească în care diavolul strecoară anumite lucruri. Eu mă uit, dragii mei,
la strădania unor oameni de a zidi Biserica lui Hristos. Îi apreciez, dar observ un lucru. Când în spatele slujirii îi Duhul Sfânt, Biserica întotdeauna rămâne zidită. Întotdeauna. Când e Duhul Sfânt în spatele slujirii. Când îți invenții omenești, nu le pot numi păcătoasă, că nu-i păcat ce fac. Randamentul e cu semnul întrebării. Vă spun niște exemple. Eu am circulat foarte mult prin lume, prin adunări. Am fost curios să văd penticostale, nu români din alte țări, penticostale de acolo. Așa se face că am fost în adunări de americani, am fost în adunare la scoțieni, la suedezi, la norvegieni, la francezi, la englezi și cred că la nemți și la altele. De exemplu, în Londra, am înțeles că sunt vreo 42 de adunări penticostale de români. Poate unele nu se justifică, dar unele chiar se justifică. Și am văzut acolo, voi aveți condiții foarte bune aici. Se adună într-o sală de sport, dimineața întind scaunele, la amiază le strâng. Pun amvonul, pun postamentul, pun stație, la amiază le strâng, rămâne sală de sport. În mai multe adunări, nu numai una. Adunarea este arhiplină, se stă în picioare așa pe lângă pereți, se stă afară în parcare, femei însărcinate stau cu burta la gură în picioare, bărbați stau cu copiii mici în brață și ascultă Evanghelia. La întâlnirile cu tineri au venit zeci sau sute de tineri și au venit engleze, evanghelice, și au întrebat pe păstorul, a spus, măi frate, ce le faci de-i aduce aici, mă? Ce faci cu dânsul de stau în condițiile astea aici, că noi nu mai știm cum să-i adunăm? Adunările noastre au rămas goale. Uite, la voi au venit 100-200 de tineri. La noi, la întâlnirile de tineri, vin 10 tineri, 11 tineri. Și stăm de vorbă cu ei. Le-am făcut teren de vole. Le-am pus masă de ping-pong. Le-am pus masă de biliard. Le dăm biscuiți. Le dăm ceaiuri. Și tot nu vin, voi ce le faceți? Era o întrebare, că oamenii de acolo au văzut diferența. Și noi am spus, măi, ce faceți voi? Nu pot să spun că e păcat. Că m-ar întreba cineva, frate Dragoș, dacă la o întâlnire de tineri dau turte dulce la tineri, la amiază, e păcat? Păi cum să spun că e păcat? Sau dacă vă dau o ulcică de ceai, e păcat? Păi cum să fie păcat? Sau dacă în dorința de a socializa, de a relaționa unii cu alții, ne adunăm 3-4 familii la un grătar, frate, e păcat? Păi eu cum să spun că e păcat? Nu pot să spun că e păcat. Sunt metode și dorințe omenești de a păstra legătura frățească, dar randamentul nu-i garantat. Astea nu sunt lucruri păcătoase, dar randamentul nu-i garantat. Că s-ar putea de la unele întâlniri să iese cu ceartă și cu nemulțumiri. Cel mai mare randament este când la întâlnirile noastre îi prezent Duhul Sfânt. Și noi am spus, pe noi, pe tineri ăștia nu-i adunăm noi. Noi nu le dăm să joace biliard când vin. Noi îi punem la stăruință. Și cel mai mult se zidește biserica în urma unor seri de rugăciune, în urma unor seri de stăruință, în urma unor seri de evangelizare, predice la Duhul Sfânt. Asta îi atrage pe oameni. Duhul Sfânt îi atrage ca un magnet și îi face să stea în condiții improprii acolo în adunare. Randamentul în ce privește zidirea bisericii îl are Duhul Sfânt. Ceea ce facem noi din Duhul omului, din invențiile noastre, nu pot să spun că sunt păcătoase și câteodată sunt trebuincioase în relaționarea noastră. Dar nu contați pe zidirea duhovnicească cu mijloace firești. Nu mai spun ce se întâmplă când
Diavolul și are și el partea lui. Pentru că în slujirile fraților noștri a intervenit ceva de la diavol. Predica odată un frate din margine de la noi, un bătrân așa, care am înțeles că era cioban de meserie. Și predica la noi la adunare și spunea: fraților, într-o putină de lapte, cât gaiți trebuie să pui ca să o împuțești? Adică petrol. Păi nu trebuie să-i ton 2 kg, numai 2 linguri de motorină dacă e pus, nu se mai poate folosi. Și spunea el așa, și în lucrarea lui Dumnezeu, într-o predică, într-o cântare, într-o slujire, într-o prorocie, nu trebuie să pună diavolul mult, numai un pic de greșeală, numai o erezie dacă o strecoară, deja s-o stricat, s-o altera mâncarea. Ori în adunările fraților noștri, care au contat mai mult pe socializare, pe relaționare, pe programe din astea pompoase, și a fost înlocuit Duhul Sfânt, rezultatele se văd acum, sunt tragice. De aceea eu vă rog încă o dată, din adunarea asta, să nu-L scoateți pe Duhul Sfânt. Nu-L înlocuim pe Duhul Sfânt. Avem cor și noi avem, și cor și orchestră și noi facem programe. Întotdeauna s-a interesat cântarea, predica, rugăciunea, prorocia, întâlnirea noastră să fie însuflețite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la asta, amin? Vorbim despre darul deosebirii duhurilor. Primul gând care l-am numit eu nevoia de darul acesta. Noi avem nevoie de toate darurile. Și eu întotdeauna pledez și promovez lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea autentică, dar acum mi se pare mai mult ca altă dată, avem nevoie de darul deosebirii duhurilor. Și de ce avem nevoie de darul ăsta? Un motiv. Există posibilitatea ca poporul lui Dumnezeu să fie înșelat. Diavolul are planurile lui. Dumnezeu are planurile lui. Spune Psalmul 40, versetul 5. Cât de multe sunt planurile tale. Eu sunt convins că pentru mine Dumnezeu a avut întotdeauna un plan și îl are. Pentru casa mea, familia mea, Dumnezeu are un plan. Îl are pus acolo de la început. Eu sunt convins de asta, inclusiv numărul de copii pe care trebuie să-l am și unde trebuie să lucrez și casa care trebuie să o fac și unde să locuiesc, Dumnezeu are un plan. Eu am și eu planurile mele, sunt planuri omenești. În Pilde 8:12 spune, eu înțelepciunea am ca locuință mintea și născocesc cele mai chipzuite planuri. Voi nu aveți planurile voastre ca oameni? Nu vă faceți și voi planuri? Și acum iată că este planul lui Dumnezeu, îi planul omenesc, că vorbesc de cele trei domenii, da? Și trebuie ca planul meu să coincide cu planul lui Dumnezeu. Și mai este planul vrăjmașului, 2 Corinteni, 2:11, astfel că voi nu sunteți în necunoștință de planul lui Satana. Satana are pentru mine planuri, Dumnezeu are plan, eu am planuri și Satana are planuri. În Efeseni 6:11 sunt numite uneltirile vrășmașului. Deci pentru fiecare din voi, Dumnezeu are un plan cu voi și cu casa voastră și cu adunarea de mansuie are plan. Voi aveți planurile voastre și diavolul are și el planuri. Știți ce vrea diavolul? Să substituie, adică să ia planul lui Dumnezeu din mintea noastră și să-și pune planul lui. O cântat un frate o cântare și în deschidere a spus că Dumnezeu nu ne-a chemat să ne facem averi, ne-a chemat să ne mântuim sufletul. Planul lui Dumnezeu era 1 Petru 1:9, să dobândim ca sfârșit al alergării mântuirea sufletului, nu? Ăsta e planul lui Dumnezeu. Dar a venit diavolul cu planurile lui și acum vezi tu a cui planul împlinești. Chiar prioritar în viața ta e mântuirea sufletului? Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Toate acestea ni se dau pe deasupra. Eu caut mai întâi împărăția,
tu cauți mai întâi împărăția, uită-te în inima ta. Știți că ochiul are o funcție tridimensională, da? Odată ne uităm la Dumnezeu, odată ne uităm la oameni și odată ne uităm la noi, în noi. Spune Pavel Roman 7:23, dar văd în mine. E bine câteodată să ne mai uităm în noi. Mă uit la Dumnezeu, mă uit de obicei la oameni și văd tare multe la oameni, dar uit să mă uit în mine. Și Pavel spune, văd în mădularele mele. Hai să ne uităm astăzi în noi și să vedem prioritarii planului Dumnezeu să fiu mântuit eu și casa mea sau prioritarii planurile mele. Sau de ce nu, mai periculos, prioritarii planul vrășmașului. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, amin? De ce e nevoie de darul deosebirii duhurilor? De ce o să facem rugăciuni ca Domnul să înzestreze adunarea cu darul acesta? Există posibilitatea ca noi oamenii să fim înșelați. Și în planurile noastre să intervină diavolul cu planurile lui și apoi spune în Galateni 1:15, dar Dumnezeu care m-a ales din pântecele mamei și m-a pus deoparte când m-a chemat în lucrarea sa prin harul său, sunt oameni aleși la anumite lucrări din pântecele mamei lor. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Te-ai ținut de chemare? Te-ai ținut de lucrare? Te-ai ținut de slujbă aici de când ai venit în Italia? Noi am făcut cândva o întâlnire cu frații proroci și am spus, măi oameni buni, toți care ați avut din paleta asta vastă a descoperirilor, ați avut visă, vedenii, vorbirea limbi, tâlcuirea limbilor, prorocii, cuvânt de cunoștință, înțelepciune, hai să ne întâlnim la adunare. Și care ați avut și nu mai aveți? Și au venit 47 de persoane, au venit frați în vârstă, care acum nici nu mai sunt, de care eu nu știam niciodată ce cu dânsul. Și a spus, te văd la întâlnirea asta. Păi m-ai schemat, frate Dragoș, dar Matalia, ai ceva? Frate, eu am prorocit ani de zile. Altul spune, frate, dar eu am avut vedenie. Și măi, oameni buni, de ce nu le mai aveți? Unde vi-s prorociile? Unde vi-s vedenile? Unde vă sunt visurile de la Domnul? Unde măcar copiii voștri, familia voastră, știe că tu când erai tânăr, neînsurat, erai proroc în adunare? O să nu știu dacă știu copiii mei. Și atunci, dacă Dumnezeu te-a chemat și te-a pus deoparte pentru o lucrare și tu ai venit în Italia la lucru, ce-i prioritar în viața ta? Lucrul tău, casa, mașina de care vorbea băiatul Oceana, sau e prioritară mântuirea și slujirea înaintea lui Dumnezeu? Există riscul acesta. În Iov 38:2 începe Dumnezeu să vorbească și în mânia lui spune așa, cine mi-ntunecă planurile prin cuvântări nechipzuite? Că de la planul lui Dumnezeu vin alții cu cuvântările lor, vin oamenii cu propunerile lor, vine diavolul cu insistențele lui și ne încurcă planurile. Eu aș dori ca Domnul în adunarea de mansuie să lasă darul de deosebire a Duhurilor. Amin? Îi nevoie, pentru că poporul poate fi înșelat, încurcând planurile între ele. Și diavolul se folosește Matei 7:15 de proroci mincinoși. E un pericol. Biserica Pentecostală e singura care și-a asumat riscul. În foarte multe confesiuni de credință, evanghelici vorbind, dom'le, n-avem nevoie de proroci. Scrie în Biblie că vor fi proroci mincinoși? Scrie. N-avem nevoie de ei. Și odată cu prorocii mincinoși, au scos din adunare și prorocii veritabili, aia bun. Noi apostolici, Biserica Pentecostală, și-au asumat riscul ăsta. Noi știm că sunt proroci mincinoși, asta o știm, dar mai știm că sunt și proroci de la Domnul, știm și asta. Și atunci există riscul ca adunarea să fie înșelată prin unele descoperiri care nu-s de la Domnul și prin proroci mincinoși. În al treilea rând, există lucrători înșelători. Scrie în cartea Corinteni, a doua Corinteni, hai să citim, parcă în capitolul
2 Corinteni 11 cu 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu-i de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină, nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii a neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Slujitorii înșelători care se prefac în slujitorii a neprihănirii. Vă dați seama ce capacitate are diavolul? Ca diavolul să se prefacă în înger de lumină. Nu știu dacă ați întâlnit manifestările astea, dar în zilele din urmă care urmează, lucrurile acestea se vor întâmpla. Când vorbește de venirea lui Anticrist din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 9 la versetul 11, arătarea lui se va face prin tot, tot felul de semne și minuni și puteri mincinoase. Nu știu dacă în Mansuie au fost astfel de manifestări în adunare, dar poate diavolul să prefacă în slujitor de lumină, îngerii lui să se prefacă în slujitori ai neprihănirii, și atunci eu te întreb, cum îi cunoști, măi oameni? Cum îl cunoști când el vine ca înger de lumină? Are tot felul de puteri, îți drept mincinoase, dar tu nu știi? În Apocalipsa 13 cu 13 va ajunge până acolo să coboare foc din cer. Și dacă la o rugăciune a unui frate ar coborî foc din cer, noi strigăm toți aleluia. Și în spate să fie un duc demonic. Cum îl cunoaștem? Noi nu putem să cunoaștem duhurile astea decât prin darul deosebirii duhurilor. Vrei tu să ai darul ăsta? Te rogi Domnul să ți-l dea? Ar fi trebuincios adunării de Mansuie și bisericii de pretutindeni? Dumnezeu să-l toarne în adunările noastre. Eu consider că acum mai mult ca altă dată e nevoie de darul deosebirii Duhurilor. Și în spatele slujirilor și a planurilor și a activităților noastre, eu se văd foarte clar cine lucrează, cine însuflețește lucrarea. Dacă e de la Duhul Sfânt, va aduce zidire. Dacă e de la om, randamentul îi îndoielnic. Dacă e de la diavolul, va fi o tragedie totală. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Deci avem nevoie de darul ăsta, pentru că există pericolul ca să fim înșelați. Nu mai vorbesc, frații mei, de explozia tehnologică, de descoperirile științei. Eu am un băiat student la informatică. Spune că, tata, acum se fac case în care intri în casă, spune, aprinde-te becule. Și becul se aprinde. Ridici mâna și coboară, nu știu ce. Totul e cu senzori, în cruș, prin pereți. Pentru mine sunt minuni și nu prea, că mi-au spus băietul. Pentru bunica era ori de la diavolul, ori de la Domnul astea. Așa niște lucrări să se facă. Trăim o explozie a tehnologiei. Oamenii pot fi înșelați, fraților. Și dacă nu-i darul deosebirii duhurilor, s-ar putea să fim și noi înșelați. Așa de mult mă rog aici la Mansuie să lasă Domnul darurile Duhului Sfânt. Așa de mult vă rog pe voi, în slujirea voastră, în activitatea voastră bisericească, nu-L înlocuiți pe Duhul Sfânt cu nimic. Nu-L înlocuiți cu nimic. Singurul care își duce biserica la desăvârșire și o va face așa înaintea Tatălui, îi Duhul Sfânt. Fiți plini de Duh, frate. Mei din Italia, amin? Mai este o problemă. Când vorbesc de nevoie, am spus că există posibilitatea înșelării și mai prezint o nevoie. Omul nu are înzestrări native să deosebească duhurile. Pentru omul de afară, pentru mine, eu am 5 simțuri, da? Am văz, am auz, am miros, am gust, am simțul tactil. Eu cu astea mă orientez în mediul înconjurător. Pun mâna în rece, pun mâna în cald, aud, văd. Asta e pentru trup. În domeniul duhurilor, omul nu are înzestrări naturale. Și astea le are numai Duhul Sfânt. Și trebuie Duhul Sfânt să dea un dar ca să mă pot orienta și printre duhuri. Că-s duhuri diferite, da? Păi în Deuteronom 31, 27 sunt duhuri de răzvrătire.
Eu mă uit la unul și spun, mare duh de răzvrătire ai tu, mă. Că eu văd că e răzvrătire, da? Asta mi-l descoperă Domnul. În Osea 5:4 e un duc de curvie. Când vine cineva și zice, măi, ăsta e duc de curvie, eu te văd de la distanță, că ai duhul ăsta în tine. Duc de minciună, duc de ceartă, duc de beție. Sunt duhuri, dar eu cu înzestrările mele naturale nu pot să-mi dau seama. Numai când vine Duhul Sfânt, cu darul deosebirii Duhului, îmi arată lucrurile astea. Dumnezeu să vă umple de Duhul Sfânt. Amin. Și încă o dată vă spun, frații mei, e o predică foarte greoaie. Probabil că unii v-ați și plictisit. Dar îi nevoie în vremea asta, în 2019, în Italia, în adunările noastre, nevoie de darul deosebirii Duhului. Să ne-l dea Domnul. Amin. Noi ne lăsăm impresionați de faptele unora, fără să vedem motivația din spate. Odată a venit la adunare cineva și s-a dus la apostol și a spus, uite, vă dau niște bani, am avut o moșoară, am vândut, vă dau banii ăștia. Voi ce ați face cu banii ăștia? Frate Iulian, tu ești păstor. Am aplaudat, bă, Domnul ți-a pus. Petru s-a uitat la el și a spus, măi, dar cu cât ai vândut tu moșoara asta? Cu atâta. Ai mințit-o pe Duhul Sfânt, mort. Ce asta? Vine după 3 ceasuri Safira, era văduvă și ea nu știa că-i văduvă, da? Și a venit Safira, cu cât ați vândut moșoara? Cu atâta? Cu atâta. Cum v-ați înțeles voi, între voi, să mințiți pe Duhul Sfânt? Eu pe oamenii ăștia le luam banii, poate îi salutam, poate îi citeam în biserică, banii voștri o să ajungă la văduvă, la orfani, o să facem o adunare. Dar Petru a văzut că în spatele acțiunii nu era Duhul Sfânt, era diavolul. Și a văzut pericolul și a corectat lucrarea asta. Mai avem noi tendința de a simpatiza cu oamenii. Mă uit lui Ian, el mi-e simpatic. Știi că e simpatic. Dar asta prin firea mea, mă uit la Pascal, mă, ești băiat frumos, îmi e simpatic. Dar asta în firea noastră ne simpatizăm. Dar ce spune Duhul Sfânt? Noi avem tendința de a simpatiza. Spunea cineva, băi, când două echipe joacă fotbal, eu sunt cu cel mai slab, când ai eu spocăit și eu sunt cu ăla slab. Nu, când joacă box 2 și văd că unul e niște pumni, eu sunt cu ăla, dă-i înapoi. Dar doar nu-l cunosc nici pe unul, nici pe altul. Dar mi-e simpatic ăla mai slab. Noi simpatizăm cu unii, dar nu știm cu cine simpatizăm. Mi-aduc aminte de un preot al Domnului care a purtat războaiele Domnului. Preotul Abiatar. Aduceți aminte la Țiclag, când o striga David, Abiatar, adă-mi efodul, era pe viață și pe moarte. Și la urmă spune Biblia, în Cartea Împărați, că a luat partea lui Adonia. Și Solomon a spus, măi, numai pentru că ai purtat efodul cu tatăl meu, de aia nu te omor, că eu am fiul țerui, eu mori la coarnele altarului, du-te acasă, du-te în moșia ta și să nu te mai vând înaintea ori. De ce a simpatizat el cu Adonia? Că nu trebuia să facă asta. Avem simpatii firești și numai Duhul Sfânt ne poate corecta simpatiile astea. Să ne ajute Domnul, amin? Frații mei, primul gând care l-am avut despre darul deosebirii, am vrut să vorbesc de nevoia de darul deosebirii. Dacă plecați cu gândul ăsta acasă, pentru mine e un câștig. Dacă o să începeți să vă rugați personal, că noi putem cere nominal darurile, e o caracteristică a darului. Cine are darul vorbirii, să se roage, să aibă și tâlmăcirea. Poți să ceri nominal un dar. Și dacă te duci acasă și spui, Doamne, dă-mi mie darul deosebirilor, pentru mine e un câștig. Și dacă te duci acasă, tu, și spui, Doamne, lasă în adunarea de mansuie darul deosebirilor, predica mea iar e un câștig. Nu-i foarte atractiv, n-am joc de scenă, eu sunt static, sunt legat de amvon. Așa m-am învățat. Îi spuneam la fratele Iulian că mai interactive sunt predicile când iei microfonul și mergi printre frați. În biserica din Detroit a fost un frate, lui l-a spus, dar vouă nu vi-l spun, cu mare mișcare, știi? Și spune la păstor că acolo, în Betel, se predică numai de la amvon. Frate, am ceva probleme la picioare, aș putea să merg cu microfonul, așa, că mă dor picioarele. Frate, mă, dacă dor picioarele, du-te. Și numai a început predica, mă luam microfonul și o coboră și mergea. Dar unul din bancă, eu știu ce ne spune, treci la locul tău imediat.
Și spune, măi, o trecut, dar pe amvon, și cât o mai predicat, nu s-a mișcat. O să credeți că Domnul a vindicat de picioare. Eu știu că acum, ca să nu vă plictisesc, ar trebui să fac ceva. Dar nu interesant să fac ceva, interesant să pun în mintea și în inima dumneavoastră dorința după Duhul Sfânt, după darurile Duhului Sfânt și să cereți pentru adunarea asta de aici darul deosebirii. Amin? Haideți să trecem la al doilea gând care l-am eu. Vorbim de domenii în care neapărat trebuință darul deosebirii Duhului. Prima dată luăm domeniul învățăturii. Și punem testul lui Ioan. 1 Ioan capitolul 4. Fraților, să nu dați crezare oricărui duh, da? Că nu toate duhurile sunt de la Domnul. Dar asta manifestare era printre frați. Nu era pe stadion. Era printre frați. Și o spun că aici, în biserică, nu stă de duhurile de la Domnul. Și spunea el acolo un test. Orice duh care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu-i de la Domnul. Pui testul ăsta. Pe mine expresia asta, atâta de tare m-a încurcat, atâta bătaie de cap mi-o dat, că în Moldova prorocii au o parolă. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos a venit în trup. Și prorocesc. În Ardeal nu-i parola asta, mai rar o întâlnim. Și eu am spus, îi nevoie de ea sau nu-i nevoie de ea? Ce înseamnă Iisus Hristos a venit în trup? Acum au venit frații teologi și mi-au spus așa, în vremea aceea, când trăia încă Ioan, era o învățătură că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, a avut un trup de slavă și că însă crucificarea Lui nu i-a adus suferință, că El era Dumnezeu. Și minimalizează jertfa Domnului Iisus. El era Dumnezeu, da, l-a bătut, l-a pironit, dar El avea trup de Dumnezeu. El nu simțea durerea. Ei, Pavel corectează asta și spune, nu, nu. Iisus a întrupat, a luat un chip de rob, a luat un trup omenesc. El a avut și o natură omenească, că s-a născut din femeie. Deci Iisus Hristos a venit în trup. Asta e explicația. M-am dus la proroci. Și a spus, măi, cum vezi tu explicația asta? Iisus Hristos a venit în trup. Și el spune, frate, trupul lui Hristos e biserica. Noi suntem mădularii unii altora. Și când vine Duhul prorocie, vine în biserică, adică în trupul lui Hristos, se prezintă aici. Altul mi-a spus, frate, Duhul Sfânt n-are buze și limbă. Duhul Sfânt folosește buzele mele, limba mea. Și eu, îmi spunea el, îți proroc. La mine când coboară Duhul Sfânt, coboară în trupul meu, eu sunt templul Duhului Sfânt, îmi ia gura și buzele în acțiune și vorbește prin mine. Și eu pun, Iisus Hristos a venit în trup, adică într-o manifestare supranaturală, Duhul prorocie a venit în trupul meu. Măi, când le-am analizat, eu am spus că toate au un sâmbur de adevăr. Dar astea nu autorizează pe unii proroci să spună Iisus Hristos a venit în trup și după aia să prorocească cele două pe minte. Nu este greșită expresia și este biblică. Testul lui Ioan trebuie să-l trecem. Orice duh care nu mărturisește că Iisus a venit în trup nu-i de la Domnul. Și mai spune în Corinteni 4:5. Tot de testul ăsta am legat al lui Ioan. În propovăduirea noastră, locul central trebuie să-l aibă Iisus Hristos. Noi nu ne propovăduim pe noi înșine. Noi îl propovăduim pe Iisus Hristos, cel răstignit. Când într-o predică Iisus i-a dat la margini Domnul Iisus și iese în evidență foarte mult predicatorul, prin ceea ce are, prin ceea ce spune, îi problemă. Nu știu dacă Duhul Sfânt are interes să promoveze un om atât de mult și Domnul Iisus să rămână în umbră. Eu cred că Duhul Sfânt mărturisește despre Domnul Iisus. În predica mea, în cântarea mea, în prorocia mea, în lucrarea mea, trebuie să fie mare Domnul Iisus, iar noi suntem robi toți, amin? Deci darul deosebirii duhurilor trebuie foarte atent folosit
în lucrarea de învățătură. Testul lui Ioan. 2. Binefacerile ungerii. 1 Ioan 2, 20 și 27. Voi ați primit ungerea care vă învață toate lucrurile. La noi s-a întâmplat un lucru. Eram la adunare, conduceam programul și dintr-o dată din Suceava a venit un grup de frați cu niște frați străini, cu unul din Germania. Și îmi spune, frate, e un om al Dumnezeu, e folosit în mod deosebit, pune-l la cuvânt. Am contat pe fratele din Suceava care îl cunoșteam. O ieșit fratele ăsta și a început să predice. Din momentul în care a început să predice, eu așa am început să bat din picioare. Mă simțeam inconfortabil. Ceva îmi spunea că nu-i bun. Domnule, el atât de bine predica omul ăsta, avea așa o putere de expunere. Frații au început să se bucure. Eu m-am gândit, măi, cu mine-i problemă. Și totuși ceva din mine spunea, măi, nu-i bun, nu-i bun. Mă uitam așa în gura lui, domnule, rămas cu gura căscată, ce învățături dat din Scriptură, tăte după Scriptură. Și ceva îmi spunea, nu-i bun, nu-i bun. Și la un moment dat el a făcut o afirmație. Vorbea de oamenii lui Dumnezeu chemați în lucrare și o numit pe apostol. La urmă a amintit de William Brahman, un om pe care și deodată, aoleu, ăsta e brahmanist. Eu tocmai înainte citisem o carte că era apărut un curent în Suceava și în Iași, brahmaniști, care neagă Trinitatea, Dumnezeirea Domnului Iisus. Și deodată mi-am spus, de asta ceva Duhul din mine, eu nu cunoșteam. Ungerea pe care o ai te ajute în momentul când nu cunoști foarte bine o doctrină. Că trebuie vorbi, nu știm noi toată Scriptura. Vine unul și predică foarte frumos vorba noastră, te lasă cu gura căscată. Și totuși ceva îți spune, mă, nu-i bun, mă. Ceva, ai o neliniște. Poate fi darul deosebirii care spune, vezi că la predica asta nu-i Duhul Sfânt. La predica asta e un duc străin. Bine, am lămurit frază, o rămas biserica liniștită și de atunci eu mă gândeam, oare eu am darul deosebirii Duhurilor? Că nici eu nu știu exact multe trebuie. Cine din mine a spus la o învățătură bună, corectă, frumoasă? Cine din mine a spus că nu-i bun? Fii atent că ceva nu-i bun. Eu aș dori ca Domnul să ne dea darul ăsta, amin? Și tot la capitolul învățătură, eu am pus autoritatea de a corecta o greșeală. Pavel se uită la cei din Galatia, spune, mă, voi alergați bine, cineva vă tăia calea, cine vă tăia calea? Pentru mine, în slujirea mea, de ani, de zeci de ani, slujesc ca păstor și predicator, cel mai greu lucru mi este să corectez o greșeală. Puneți-mă să vorbesc de atributele lui Dumnezeu, omniștient, omnipotent, omni, și vă spun frumos, și nu supăr pe nimeni. Dar cel mai greu e să păstrez rânduiala bisericii și să corectez o greșeală. Să-i spun, măi, cântarea asta, cu ritmul ăsta, nu-i bun, să n-o mai avut la noi în adunare. Să-i spun la o mireasă, băi, rochea asta, nu vii la adunare cu dânsa, cu coada asta în urma ta. Asta îmi vine cel mai greu. Să negociez așa ca la tarabă, la bazar, și ea spune, dar pot să fac cu unghiile roșii? Păi cum să le faci? Dar în colori dacă le dau. O copilă de 18 ani negociază cu un păstor de 70 de ani dacă poate să facă unghiile, dacă se smulgă sprâncenele, să vii cu coadă sau fără coadă. Și eu trebuie să-i spun, măi, nu-i voie. La adunare, la pocăiți, nu sunt lucrurile astea. Cel mai greu îmi vine. Așa aș prefera să predic din 10 ori la Philadelphia decât să corectez la mine niște... Dar darul deosebirii duhurilor îți dă autoritatea și te obligă să faci lucru. Păi frate, ai predicat asta, îl iei cu Duhul blândețe, acolo nu-i după Biblie, vezi că acolo ai greșit, acolo nu Duhul Sfânt a vorbit. Să chemi un proroc și spui, mai vin un pic la mine. Eu promovez lucrarea de prorocie, dar nu a vorbit Duhul Sfânt prin tine, ai grijă, corectează-te, hai să stăm de vorbă. Asta mie mi-e foarte greu. Dar când ai darul deosebirii duhurilor, te autorizează Dumnezeu să faci corecție și ești obligat să o faci. În adunarea din Sfântul Ilie, la o adunare mai mare ca asta, la un program, fratele Costică Șerban era după amvon, se ridică un tânăr de mancă, vine în fața lui cu Biblia și spune, Domnul mi-a făcut de cunoscut că nu ești pus de el să te dai jos de acolo, că el are altul în locul tău. Reacția
poporul nu s-a văzut. Proroci, predicatori, comitet, toți au rămas așa mirați de îndrăzneala acestui tânăr. Fratele Șerban să dialogheze cu el, băi, du-te băiete în bancă, stârnea împotrivire, și apără scaunul, vezi, și apără scaunul. Să-l trimite la plimbare, nu era frumos, el e un bătrân și el era un puștar. Și în tensiunea asta creată, se ridică o soră în vârstă și spune, măi băiete, du-te la loc, asta nu-i de la Domnul lucrare. Du-te la loc, nu-i de la Domnul lucrarea care ai avut-o. La care băiatul surprins că cineva îl înfruntă, să ia Biblia, să duce la loc, stă pe bancă, stă un pic, se ridică și pleacă afară. Și eu mă întreba cineva, bă, cine a avut dar de deosebirea Duhurilor în adunarea din Sfântul Ilie? Doar erau și proroci, și prezbiteri, și păstori. Așa i-o surprins îndrăzneala tânărul și s-a ridicat o soră în vârstă și a spus, lucrarea nu-i de la Domnul, frate, o stați liniștiți, băieții, du-te acasă. Și s-a liniștit adunarea. Cine are darul ăsta, are și autoritate. Și trebuie să corecteze lucrările. Doamne ajută! În domeniul învățăturii, hai să vorbesc de domeniul exersării darurilor Duhului Sfânt. Originea unor afirmații. Un om al lui Dumnezeu, cum rar întâlnește în Scriptură, îi folosit de Dumnezeu în mod deosebit, a făcut minuni cum n-ați văzut voi la Masoe, nici eu la Bosanci. A venit din Iuda, a prorocit împotriva altarului din Betel, a dat un semn, altarul se va crăpa, cerușa lui se va împrăștia, Ieroboam a spus, puneți mâna, mâna i-a rămas țapână și a spus, roagă-l pe Domnul, s-a rugat și a tras mâna înapoi, vin la mine să-ți dau un dar, n-am treabă cu tine, eu mă duc pe alt drum și n-o mâncat și n-o băut și o plecat pe alt drum. Un proroc bătrân din Betel a auzit cum a fost la adunare, el nu era bolnav, eu l-am numit numai Cârcotaș, sta pe acasă și întreba de băieți, cine a predicat, ce a predicat, cât o predicat, cine o cântat și i-o spus de o minune. O pus șaua pe măgari, i-o trecut boala, i-o trecut bătrâneța și o fugit după ăla și spune, și eu sunt un proroc, Dumnezeu mi-a vorbit să vin apoi să mănânci. Și Biblia spune, îl, ce făcea? Îl mințea. Și omul ăsta, domnule, omul ăsta al lui Dumnezeu, nu vede că în spatele afirmației e un duh de minciună. Se duce înapoi, mănâncă și-l omoară leu. Vedeți cât e de important darul deosebirii Duhului? Să vină un proroc la tine chiar care îți descoperă trecutul, ca ghicitoarea din Filip, fapte 16. Oamenii ăștia sunt slujitorii lui Dumnezeu și ei vă vestesc calea neprihănirii. Era bun mesajul? Bun! Dacă a strigat după mine cineva, poate m-aș bucura. Bă, dragul și omul lui Dumnezeu. Voi băi, de la Domnul. Pavel năcăjit. Pavel s-a năcăjit de afirmație. S-a certat Duhul și a scos Duhul. Era un Duh de ghicire. V-ați întâlnit odată cu Duhul de ghicire? Să te duci la proroc. Eu în casă, am fost în casa prorocului care spunea cine ești, de unde vii și cum te cheamă. Tot. Îți spunea pe nume când te vedea. Dar înainte de a mă duce, cineva spune, Dragoș, dacă ajungi la omul ăla acolo, vezi că ăla nu-i proroc adevărat, el are un duc de ghicire. Și eu m-am dus cu un grup de frați, am făcut 3 rugăciuni stăruitoare și nu a fost nicio lucrare. Când noi așteptam o lucrare, că așteptam cumva să-l prindem, nicio lucrare, domne. Când am ieșit pe poartă, zic, frate, n-ai avut ceva de la Domnul, dar unde o să mergi, o să-ți fie bucurie. Și a doua zi era bucurie. Dar sunt duhuri de ghicire care vorbește în numele Domnului, îți descoperă nu știu ce lucru, caz cu fața la pământ și el nu-i de la Domnul. Îi duc de ghicire. De ce Pavel nu a lăsat ghicitoarea să-și continuă? Pentru că la împărăția lui Dumnezeu nu zidește și Hristos și diavolul. Nu pune unul o cărămidă și unul o cărămidă. Și exact era pericolul confuzii. Aveau să spui cei din Filip, măi, ăștia sunt împreună. Știm că asta e ghicitoare, uite, au venit oamenii ăștia și lucrează împreună, înseamnă că-s bun. Diavolul îi bucuros dacă seamănă confuzii în adunare. Nu mai știi, lucrarea a fost de la Domnul, nu a fost de la Domnul. Predica asta a fost de la el, l-a învățat, l-a informat cineva și când e confuzii în adunare, îs probleme în adunare. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Vorbim de exersarea darurilor Duhului Sfânt, vorbim de
semne și minuni, pseudo-vindecări. Aici ne-am confruntat cu duhurile astea, fraților. Sunt minuni, vindecări, nu zbâr haina și tăți îți vindecați. Chiar așa? Și aleargă oamenii cu mine, nu vă gândiți că la voi nu o să ajungă. Eu m-am întâlnit frate bun de-al meu, prieten, păstor, mi-a spus, măi, de la noi a fost cineva și de când a căzut odată în duhul pe spate, se simte foarte bine, Draguș, poți să spui tu ce îi spune. Cum facem cu realitățile astea? Mi-aduc aminte în Banat, nu spun localitatea, o știu bine, a fost de multe ori, era un om stăpânit de diavolul. Făcea o teroare în casă și în familie. 7 frați din Botoșani s-au unit în poșă rugăciune. Timp de jumătate de an se rugau dimineața de la 2 la 5 fiecare în casa lui, iar odată pe săptămână se adunau de la 2 la 5 împreună. Când o trebuie să plece în Banat ca să lupte cu duhul ăsta, au avut el niște lucrări acolo. De exemplu, spunea așa printr-o prorocie, mâine o căpetenie de la Arad va veni să lupte cu voi. Îmi spunea fratele Culiță Onofrei, acum e păstor. Băi, frate dragul, și eu eram cizmar, lucram în atelier, a venit o cocoană cu o pereți de cizmi scumpi tare, să le pun eu pingele. Le-am pus pingele și când am vrut să pârlesc alțele cele cu bricheta, mi-a luat cizma în foc și mi-a ars cizma. Deodată o flacără mi-a ars ciubota, o trebuie să plătesc. Altul îmi spune, parcă Luca Panait, eram în stația de autobuz și trecea o benă din asta cu lapte, o cisternă. S-a lipit capacul de sus, a venit drept în mine, a sărit într-o parte, a lovit în zid, a sărit în cuiara. Și toți 7 au avut de luptat. A plecat în adunare acolo, a plecat acasă, omul ăsta fusese proroc, a păcătuit și acum teroriza adunarea și familia și a început să se roage. S-a rugat și la un moment dat omul ăsta se moaie, spune, mulțumesc lui Dumnezeu, fraților, că m-a eliberat Domnul. Așa liniștit, frate, slăvit să fie Domnul, bucuroși. Dar unul spune, frate, am avut o vedenie. Omul ăsta are un duc de viclenie în el. El nu a fost eliberat. A început iară s-a rugat și din omul ăsta ieșea un șarpe și o sabie de foc, tot îl tăia, până când omul a fost eliberat cu adevărat. Cine cunoaște lucrurile astea? Lucrurile tainice ale din lumea duhurilor, dacă nu-i darul deosebirii duhurilor. Credeți măcar că e nevoie de darul ăsta? Prin cât am predicat, eu v-am convins că e nevoie de darul ăsta. Dumnezeu să vă dea dorință să-l aveți pentru voi și casele voastre și în adunarea Domnului. Amin? Există apoi o râvnă după daruri. O dorință după darul, noi o catalogăm bună, dar poate fi dată de mândrie. Mă cheamă cineva, hai să spun, din Dumbrăveni. Spune, frate Dragoș, băiatul nostru a fost la stăruință după Duhul Sfânt, a primit Duhul Sfânt, are niște manifestări ciudate. Nu vrei să vii cu niște frați? Dar ce facem? Păi când o venim la stăruință, eu am o casă de copii, ne-o spălat pe tăți, la rugăciune, băi, voi dormiți? Ce cu voi? Domnul din mine vrea să facă un slujitor, ia rugați-vă pentru mine. Și ne-au pus până dimineața să ne rugăm pentru el. Și de atunci o să face instrucții cu noi, are vreo 3 zile, nu ne da să mâncăm, că Domnul face slujitor și noi trebuie să ne rugăm pentru el. Tătă noaptea ne rugăm, măi, a stat de vorbă cu el, a stat de vorbă, din aproape, în aproape. Și am văzut că el are un duh de mare mândrie. El așa a apucat de habotnic asta, că Domnul face super apostol, că va ajunge nu știu cine, și teroriza familia. A spus, băi, băiete, băi, treci repede de la pocăință. Râmna e bună și noi nu acuzăm. La noi era stăruință după Duhul Sfânt. Și când Domnul botezat cu Duhul Sfânt, 2 băieți lângă mine au început să vorbească în limbi și să prorocească. Eu m-am bucurat. Noi acum avem proroși tineri și fete care au vedenii și slujesc în adunare. Dar atunci, era câțiva ani urmă, m-am bucurat și era Liviu Jeniuc. Și spune, băi, frate Liviu, vin cu amunte, ăsta doi o primit dar de prorocie. Liviu se uită, spune că ăsta o primit. Ăsta prorocește din îndrăzneală. L-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, și, dar lasă, nu-l opri că-l descurajez. Lasă că vorbesc eu cu el. Mitică Franciuc era afară. Vine Mitică Franciuc, băi, Mitică, vine mă. Uite, avem 2 primit dar de prorocie.
Mitică se uită, spune, ăsta o primit. Dar ăsta e din îndrăzneală. E exact ca Liviu. Dacă spunea invers, mă încurca pe mine. Dar o spus exact ca Liviu. Ăsta are dar de prorocie, ăsta e de la el, lasă că vorbim noi cu el. Și l-a lămurit pe băiat, bă, tu ai primit Duhul Sfânt, ai râm, n-ai crezut, uite, nu-i de la Domnul. E important darul deosebirii Duhurilor. Dumnezeu să ne-l dea, amin? Hai că eu închei predica, că e ora 12. Aș vrea numai un puțin să vă mai spun ceva. Nevoia, domenii, nu mai vorbesc de domeniul cărmuirii, de domeniul consilierii, de domeniul conducerii autorității, că e nevoie de darul Duhului Sfânt, că dacă nu te pomenești ca femeia din Tecoa venită la David și plânge și se uită, David spune, ea spune, nu-i mâna lui Absalon în spate, a lui Ioab? Viu este Domnul, că-i mâna lui Ioab. Că vine, domnule, cu un scenariu omenească ca să influențeze o judecată făcută în adunare sau în familie. O vezi că vine, se preface, plânge și tu te ui, nu, în spate ia, duc, stai liniștit. Dar nu vorbim de domeniul ăsta, că a trecut timpul. Cum lucrează darul deosebirii Duhului? Primul punct care vreau să vi-l spun, câteodată, aici e o sensibilitate mai mare ca la prorocie, câteodată Domnul lucrează cu darul ăsta fără ca noi să știm. Acel sentiment inconfortabil, acea claritate care o ai, acea călăuzire care o ai de la Domnul într-o anumită împrejurare, poate fi dar de deosebire a Duhului. Că n-ai de unde să știi tu cu mintea ta ceea ce se întâmplă. Și dintr-o dată tu vezi foarte clar, bă, ăsta a vorbit, tată predica de la dânsul, îmbătatul pe de rost și a spus-o. Sau ăsta a vorbit drept de la Duhul Sfânt. Sau spui, ăsta o strecura niște greșeli și mai târziu o să vadă. S-ar putea ca Domnul să ne țină pe noi smeriți, să lucreze cu darul deosebirii. Aici e o mare finețe, n-am cum să vă explic. Fără ca tu să fii conștient de treaba asta. După aceea, în al doilea rând, umplerea cu Duhul Sfânt. Umblați cărmuiți de Duhul, da? Galateni 5 cu 16. Umplerea Duhului Sfânt, așa cum Enoch umbla cu Dumnezeu, așa cum tata umblă cu băietul, când umbli zi de zi cu Scriptura, când umbli zi de zi cu Dumnezeu, când umbli zi de zi plin de Duhul Sfânt, e ușor Duhului Sfânt să îți dea darul ăsta al deosebirilor. Și există o creștere spre maturitate. Fraților, eu am avut pentru voi o predică grea. Puteam să predic de Petru care umbla pe mare și era foarte interesant, am predicat de acolo. Eu am avut pentru voi o predică grea. Darul deosebirii Duhurilor e pentru oameni mari, pentru oameni maturi, e pentru oameni care pot să înțeleagă. Acționează cu promptitudine. Ioan 8 cu 44, Domnul îi înfruntă pe farisei. Vai de voi, farisei fățarni, voi aveți ca tată pe diavolul. Da? Petru îl înfruntă pe Anania și Safira în fața adunării. Darul ăsta trebuie să-l folosești când ți-l dă Dumnezeu. Pavel îi spune lui Elima, fiul dracului, până când strâmb tu căile, Domnul? Iată că vei rămâne orb. Niște manifestări parcă nepermise. Când Duhul Sfânt îți dea autoritate, când darul ăsta vine peste tine, trebuie să lucrezi cu promptitudine, să folosești darul atunci, ca să nu se împrăștie rău. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Căutați darurile, umblați după darurile cele mai bune, mai ales să prorociți și eu spun și să aveți darul deosebirii Duhului. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Nu știu cât am fost înțeles. E o predică greoaie, fraților. Mi-am asumat riscul de la început. Știam copiii noștri fie cu minți și unii din voi nu o să înțelege. Dar pentru oamenii duhovnicești aș vrea să le fiu de folos. În adunarea asta îmi doresc mult, mult, mult să fie o adunare plină de Duhul Sfânt. Nu îl înlocuiți pe Duhul Sfânt cu nimic. Toate acțiunile pornite de la Duhul Sfânt zidesc biserica duhovnicește. Celelalte sunt doielnice. Cele de la diavolul sunt tragedii în adunările noastre. Rămâneți la lucrurile simple. Umblați după darurile Duhului Sfânt și Dumnezeu să vi le dea. Amin.